La invitația comandantului Clubului Sportiv al Armatei Steaua Mădălin Hâncu, Anghel Iordănescu a vizitat astăzi noul stadion al Roșialbaștrilor. Alături de el s-au aflat Daniel Oprița, antrenorul echipei de fotbal și campioana olimpică la scrimă Simona German. De la 10 ani în Ghencea, ca jucător și apoi ca antrenor, Anghel Iordănescu a fost impresionat de noua arenă. Rămân impresionat pentru ceea ce văd, ceea ce s-a realizat și sunt convins că acest stadion va aduce din nou performanța în fotbalul românesc. Anghel Iordănescu a ocupat în premieră un fotoliu în tribuna VIP a noii arene și este nerăbdător să vadă primul meci pe noul stadion.